Dacă website-ul tău nu-ți aduce rezultatele pe care le vrei, înseamnă că rata ta de conversie este destul de scăzută. Și îți voi arăta în acest video cum îți poți crește rata de conversie. În primul rând, ca să-ți îmbunătățești rata de conversie, ai avea nevoie doar de un singur landing page, nu de un website întreg. Deci o singură pagină de prezentare. Pe acea pagină de prezentare trebuie să elimini header-ul complet, adică nu ai nevoie de alte link-uri pe care să intre oamenii ca apoi să-și piardă focusul principal. După care, trebuie să elimini și footer-ul și păstrești doar strictul necesar ca să fie ok din punct de vedere legal. Deci partea aceea cu GDPR și așa mai departe. Bun, toate link-urile din pagina ta să ducă spre un singur obiectiv. Lași cât mai puține câmpuri posibile de completat la formulare, dacă ai formulare, de preferat doar e-mail-ul și numele eventual. După care, nu lungești pagina cu informații fără sens, trebuie să fie cât mai scurt și la obiect posibil. Dacă vrei să vinzi direct, asigură-te că vizitatorii paginii tale văd tot ce trebuie ca să aibă încredere să cumpere. Social proof, testimoniale, studii de caz, recenzii, explicate și arătate pe scurt. Poți să creezi un funnel din mai multe pagini cu automatizări și reclame care să te ajute să-ți crești această rată de conversie. Spuneți-mi în comentarii ce alte metode ați folosit pentru a vă crește rata de conversie la pagini.